Am ajungem la șuncă, facem șunca. Șunca o tranșem, o aranjem, o facem bucăți, cam de 30-40 de lung, așa. Punem sare și cu usturoi noi pe ea. Facem un baiț de usturoi cu sare și piper. Mai mult, cam 2 kg de apă, 2 litri de apă și cu... Și amestecăm șunca cu baițul cealaltă și îl lăsăm 2-3 zile să stea la salamură. Pe urmă o punem la prajele, la fumătoare. O băgăm pe frigări, facem focul la fumătoare și o băgăm la fum. O lăsăm o zi la fum acolo, îi facem fum, foc, iar fum, iar foc. Mai luăm capacul la afumătoare să nu se afume prea tare, că iasă iute. După ce s-a terminat, o băgăm la cameră și o păstrăm până în vară.